Hai să facem un... Nu vreau să fiu, să fac un show. Și înainte de a posta pe YouTube să mă întreb. Dar asta chiar o să pui pe YouTube, dacă iese bine. Că tu știi că eu nu sunt serios. Seriozitatea este la voi în suflet, nu la mine. Deci ce percepeți voi și dacă vă place, e ok. De multe ori ne place circul, ce facem cu el? Că e circ, nu suntem noi destul, vai de noi, nu suntem noi destul circani. Că mergem la circ. Eu nu vreau să fiu Elvis Romanul la românii, half talent. Că half talent se gânește, înseamnă mâncați, ești talent. Nu știu cum te cheamă, dar are rost. Dar asta m-a luat pe dinainte, iartă-mă că eu nu sunt pe dispate. Eu nu sunt pe dispate, eu sunt pe dinainte. Eu știu, dar... Dar de unde s-a născut această melodie? Capodoperă șucară, care, de fapt, este un țigan avea o iapă? Mai este una avea o casă? Păi, țiganul nu avea nimic. Avea o familie, că nu știu familie și ține mai. O melodie frumoasă. Andreea! Nu prea știu. Să vie, Andreea. Este... Hai că vă traduc, vă spun. Eu nu știu, nu cred că a fost înainte de un țigan avea o casă, această melodie autentică din Ardeal, care zice... Eu nu cred că e din Ardeal. Auzi? Nu știu dacă o reușit să o traducă. În românesc, capodoperă, dar eu nu mă cunosc așa. Dar zi în românesc, eu știu în românește, dar zi în românesc. Cum e în românesc? Te la locul păcii, deșel mâinii românii. Deci, sub un copac, despre ce vorba? Nevastă mea, dar bine, dar ce înseamnă? Vedem, ce înseamnă? Despre ce e vorba? O țigancă stătea cu părul respirat, se trăgea de păr, că și-a înșelat soțul. Aluzie ce a făcut ea că a plecat la boierul din Calafat. Nu, nu, dar ea a plecat la boierul din Calafat după ce țiganul venea acasă și o bătea în cap. Ok, nu, eu nu zic că o bătea, că sunt poate două, că... Sunt două melodii diferite. Deci, și deci, prima, holmă, ce e povestea o casă, draga mea. Dar nu horă, nu ritmată. Nu, este nu, o doină, nu, așezat, o baladă. Așezat. Nu s-o înțeles niciodată. La locul pacii, deșel mărăros, acolo e unui copac, este țiganca mea. Robardeia Kenza, cu ochii lăcrimați, cu dar de balet, dar n-a romnii, romnii, nu plânge țiganca mea. Parpalea va vacă, eu mă voi reîntoarce. Vai, acest fai taisa, ori aspă mâine. Vai, curge de ha, sau până duminică dimineața. Ta. Că le-a spus că e curva. A plecat. Corcoromul pleas. M-am lăsat singur. Pange Ceavorența cu cinci copilași. Rovar de iache. Hai, dar n-a roveni și avale, nu plângeți copii. Parpale, Ana Vla. Vai acest, vai taisa, ori astăzi, ori mâine. Vai curcă, tihara, sau duminică dimineața. Și se duce. La boiera gata, la cira, tiraia. Bună seara, patroane. La cira, tigașe, gașe, străine. Zice, avilion te desman, a venit să-mi dai.
Arpale la România, înapoi pățigan ca mea. Că eu am cu ea 6 copilași. Hai rovem palate plângând după ea. Mine cu oricore sunt singure romale. Mă strică băierul, ca să vezi că stai capul ca lumpește. Sunt amant de Roma, auzi la mine, vezi, țigane! Some pe mamă, tava, ce o să spun eu. Chiri romni duma, roman este de la... Vezi, țigane, că da, dacă v-ar vorbi. Ai, șucari uravaula. Vreau să vreau frumos. Marpale ne dava. Ce doamna voi? Ia! Corșina. Deci asta a fost înaintea ere noastre. Înainte să știm în limba română. Avea de toate, draga mea. Fete, băieți și nevoate. Un țigan era mișto și a dansat romano. De ce folosesc literată? Pentru că eu sunt tutor, tisul meu. Să Oh, my dear, 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 oh, my dear,